ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul Său pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. În rugăciune
smerit mă plec la tronul tău. În fiecare zi și seară de vorbă stau cu Dumnezeu. Încredințează-ți soarta în mâna celui ce te-a săpat în ea. Nici când furtuna să-ți clatine ființa ta, răscumpărat al Domnului, neprihănit în ochii Lui, cu tine-i Domnul nu-i ta. Caz mă sprijin, scut și adăpost îmi ești mereu. Ești cetățuia mea în care mă adăpostesc, o Domnul meu. Încredințează soarta în mâna celui ce te-a săpat în ea. Copleșit de a ta iubire, tu mi-ești izvor de bucurii. Cu tine voi trăi, o Doamne, eternitatea-n veșnicii. Încredințează-ți soarta-n mâna celui ce te-a săpat în ea. Vreodată în el tu sprijin vei avea. Nu va lăsa nici când furtuna să-ți clatine ființa ta. Răscumpărat al Domnului, neprihănit în ochii Lui, cu tine-i Domnul nu-i ta. Soarta-n mâna celui ce te-a săpat în ea. El nu te va lăsa vreodată, în el tu sprijin vei avea. Nu va lăsa nici când furtuna să-ți clatine ființa ta.
Așa, Doamne, știm că e așa. Știm că ești Dumnezeul atotputernic. Știm că nu-i nimeni ca și Tine. Știm și proclamăm adevărurile acestea din toată inima și ne odihnim în ele, ne bucurăm în ele. Te lăudăm că ești Dumnezeul ce are toată puterea, toată autoritatea, atât în cer, cât și aici jos pe pământ. Slavă Ție! Dar, Doamne, Te rugăm ca astăzi să înveți inima noastră să Te iubească și să se încreadă mai mult în Tine. Chiar și atunci când, deși ai puterea să potolești marea, nu o faci. Chiar și atunci când, deși ai puterea să dai la o parte muntele ce înaintea noastră, nu o faci, ci vrei ca împreună cu Tine să pășim prin credință, oricât de greu ar părea și oricât de mare ar fi încercarea, să fim conștienți și convinși că Tu ești acolo și că Tu cauți să ne înveți să credem mai mult în Tine. Și că Tu, Doamne, îți iei lauda din orice situație, din orice situație prin care îngădui să treacă ai Tăi copii. Te binecuvântăm, Dumnezeul nostru, și Te rugăm ca astăzi aici la Speranța să fie dimineața în care Tu să vindeci inimi, să fie dimineața în care Tu să răscumperi oameni și să-i aduci înapoi, acasă, în brațul Tău, în împărăția Ta. De dragul jertfei Fiului Tău, Iisus Hristos, acela care a purtat asupra Lui toate poverile, bolile și păcatele noastre. Amin. Vă invit să vă așezați. În clipe grele, când simt că sunt pierdut, la Tine vin așa cum sunt. Mă-ntorc cu pumnii goi, cu sufletul pustiu. Iubirea Ta e tot ce mi-a rămas. În cea mai grea încercare, când sunt căzut și frânt, când cerul e departe,
viață mare. Iar când totul e pierdut, în cea mai grea încercare, învăț să cred mai mult. Credeam, o tată, că voi putea să-mi vin orice încercare te-ar veni. Dar iată-mă înfrânt, genunchiat te stric. Ești tot ce am, doar tu mă poți salva. Cea mai grea încercare, când sunt căzut și frânt, când cerul e departe, cu mine e. Văd iubirea-s mare, iar când totul e pierdut, în cea mai grea încercare, învăț să cred. Cea mai grea încercare, când sunt căzut și frânt, când cerul e departe, cu mine e. Văd iubirea-ți mare, iar când totul e pierdut, în cea mai grea încercare, învăț să cred. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea 1 Petru. Am început să studiem această scrisoare pe care Petru a scris-o cu mulți, mulți ani în urmă, săptămâna trecută. Și vă invit acum să deschidem la 1 Petru, capitolul 1, și haideți să ne ridicăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 9. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou,
prin învierea Lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie. Sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ai pregătit pentru noi o mântuire atât de măreață. Te rog să ne ajut să o ducem cu bine la capăt. Te rog să ne ajut să trecem și să traversăm cu bine lumea aceasta, oricât de ușor sau oricât de greu ar fi. Doamne, dacă trebuie să suferim în această lume, ajută-ne să suferim bine. Dacă trebuie să răbdăm ispita și necazul, ajută-ne să le răbdăm cu bine. Doamne, te rog să deschizi inimile noastre în dimineața aceasta față de cuvântul Tău și te rog, ajută-ne să putem să ne legăm inima și sufletul de ceea ce este speranță vie, ceea ce este moștenire nestricăcioasă și neîntinată pe care Tu ai pregătit-o pentru noi. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă rog să vă așezați. Vă spun și eu un bun venit în dimineața aceasta la Biserica Speranța. Am început să citim și să studiem săptămâna trecută cartea 1 Petru, o carte, o scrisoare pe care Petru o scrie evreilor creștini care erau împrăștiați prin diaspora din acele vremuri. Firul roșu al acestei cărți este suferința. Și am văzut introducerea frumoasă pe care Petru o face în deschiderea acestei scrisori. Vorbește despre mântuire, îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu trinitar. E foarte, foarte, foarte frumoasă a fost introducerea. Doar că ajungem acum într-un punct, nu departe în scrisoare, unde Petru ajunge sau trece destul de repede la subiectul pe care, de fapt, a dorit să-l abordeze în această scrisoare pe care a scris-o. A vrut ca această scrisoare să fie o încurajare pentru, în special pentru cei care treceau prin suferință în acea vreme. Mulți erau sub persecuția împăratului Nero și treceau prin acest foc al persecuției. Mulți își pierdeau viața, mulți erau exterminați, mulți își pierdeau familiile. Era o suferință cumplită și Petru vrea să fie o încurajare pentru acești oameni. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să ne uităm la aceste versete unde Petru dă de pământ și face praf tot ceea ce se cheamă Evanghelia Prosperității. Aș vrea să pot să vă vorbesc despre Evanghelia Prosperității și să vă spun că o să fie numai fain și o să fie doar bine în viața aceasta, dar nu-i așa. De fapt, am vrut să pun titlul acestei predici, Evanghelia Neprosperității, dar nu suna bine din punct de vedere gramatical. Atunci am întrebat pe cineva, care-i opusul prosperității? Opusul prosperității este sărăcia și nu puteam spune Evanghelia sărăcii, că nu suna bine nici așa. Și atunci am pus titlul acestui mesaj, foarte simplu, când necazul te alege pe tine. Când necazul te alege pe tine. Uneori noi alegem necazul, dar alteori necazul este cel care ne alege pe noi. Și chiar în introducerea acestei predici vreau să mai fac încă o precizare. Precizarea este aceasta. Este greu în dimineața aceasta pentru mine să vorbesc din textul acesta, pentru că sunt două categorii de oameni aici. Mă uit în sală la mulți dintre voi și mulți o să vă identificați foarte bine cu această predică. O să plecați de aici și o să ziceți, predica asta a fost doar pentru mine. Pentru că unii dintre voi suferiți chiar acum, în dimineața aceasta.
Și o să vedem imediat că Dumnezeu ne trece pe toți prin felurite încercări. Dar unii dintre voi sunteți foarte, foarte tineri și pentru voi cele mai mari încercări pe care le-ați trăit în lumea aceasta a fost că vi s-a spart iPhone 11 sau nu ți-a dat like la postare sau și eu fac parte din această a doua categorie. Cea mai mare încercare, slavă Domnului, prin care am trecut în ultimele două săptămâni este că m-a oprit poliția și mi-a luat permisul. Când poliția te lege pe tine. Te-am să pun titlul predicii. Dar în cazul ăsta, nu ei m-au ales pe mine, eu am ales necazul, că am făcut ce nu trebuia să fac. Dar de asta spun că unii chiar trece și mă simt oarecum nevrednic să stau aici în fața voastră și necalificat să stau și să vă vorbesc în dimineața aceasta. Unii trebuie să putea să vorbiți mult mai bine despre subiectul acesta. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu este clar și sper să mă ajute Dumnezeu să vă predic un cuvânt clar pentru fiecare dintre noi astăzi. Amin. Hai să vedem ce învățăm de aici. Prima lecție pe care o învățăm este că încercările sunt inevitabile. Încercările sunt inevitabile. Hai să mai citim încă o dată versetul 6 din 1 Petru. Spune, în care voi vă bucurați, în care voi vă bucurați, e ciudat cum trece așa de la o evanghelie mare, faină, de la o moștenire nestricăcioasă, parcă ai fi vrut ca Petru să-și încheie predica acolo, să vorbească despre o speranță vie, despre o moștenire nestricăcioasă, despre o moștenire neîntinată și acolo să fie totul și în rest, dacă l-ai pe Hristos, totul va fi bine. Spune, voi aveți această speranță vie în care vă bucurați, nespus, măcar că acum și care sunt următoarele două cuvinte. Dacă trebuie, dacă e musai, cu plăcere, nu? Dacă trebuie, e așa de greu când vine încercarea și, repet, indiferent de vârstă, indiferent de statutul social pe care l-ai în dimineața aceasta, la un moment dat încercarea va veni peste tine, încercarea va veni în viața ta, încercarea te va alege pe tine și, cum am spus și mai de mult, uneori noi alegem necazul, dar alteori necazul este cel care ne alege pe noi. În urmă cu un an de zile am ținut o serie de predici în locul acesta și vrea ca Iisus să nu fi spus asta și la un moment dat am predicat dintr-un verset pe care Iisus l-a spus și eu aș fi dorit ca Iisus să nu-l fi spus. Versetul este acesta, în lume veți avea necazuri. Era fain să spună că în lume veți avea numai fericire și că totul va fi bine, inevitabil, dar uite că nu a fost așa. De aceea spune Petru, acum zice, voi treceți prin felurite încercări, prin diferite încercări. Și propria suferință contează și de asta nu vreau să neg și nu vreau să minimalizez în dimineața aceasta suferința nici unuia dintre voi, pentru că suferința prin care tu treci acum, nu suntem sub persecuția lui Nero, și oricum nu prea a început grozav anul 2020, dacă e să fim sinceri, nu? Că în lumea asta e într-o fierbere continuă, nu? În Ucraina un avion a fost lovit de o bombă iraniană, alt avion s-a prăbușit în Turcia, în China e coronavirus, la noi se schimbă guverne, prin Europa, unii ies din Europa și nu-i chiar așa de roză treaba, nu? Dar, bun, astea sunt deja chestii globale care nu prea ne interesează sau nu ne afectează în mod direct, ai zice, nu te nu au așa mare legătură cu tine, dar propria ta suferință din viața ta, oricât de mare sau oricât de mic ar fi, te afectează și contează, chiar dacă poate nu contează așa de mult pentru cei din jurul tău, parcă uneori ai vrea să conteze mai mult, nu? Eu când mi-am pierdut permisul, am trimis un SMS soției sperând că o să primesc un pic de compasiune. Am zis că, uite, mi-a luat permisul și ce am primit a fost că de mult trebuia. Dar a fost bine și atâta. Am sunat un prieten și am zis, uite ce am pățit. Mi-am pierdut permisul și, de fapt, nu l-am sunat când ne-am întâlnit și mi-a luat permisul. O ridicat mâinile sus și a spus, există Dumnezeu. Serios, deci... Da. Am zis, necazul meu, bucuria lor, asta este... Ce să faci? Dar sunt diferite încercări și pentru fiecare suferința ta contează. Și unii dintre voi, mai ales în gluma la o parte, treceți prin suferințe groaznice. Sunt unii aici care suferă de cancer. Unii tocmai ați fost diagnosticați cu cancer și contează suferința ta și este dureroasă și te întreb de ce trebuie să trec pe aici și te-a ales suferința pe tine. Sunt cupluri în locul acesta care se confruntă cu suferințe în căsnicia lor.
Oameni care pur și simplu nu se mai înțeleg, soți și soții care nu se înțeleg unii cu ceilalți, sunt certuri, sunt dezamăgiri, infidelitate, divorțuri. Și te întreb de ce am ajuns aici, în situația aceasta. De diferite feluri, zice Petru, de diferite feluri. Unii dintre voi i-ați dorit să aveți succes în lumea aceasta și ai încercat să urci în vârf, în vârful carierei, în vârf din punct de vedere financiar și în loc să câștigi mai mulți bani, ai pierdut mai mulți bani și asta îți provoacă oarecare suferință, neliniște. Ai vrea să te bucuri de viață, dar anii tinereții în care ai putea să te bucuri, ți-i pierzi și ești măcinat, că nu pot să-mi fac casă, nu pot să-mi cumpăr mașina visurilor mele și așa mai departe. Unii dintre voi sunteți încercați din punct de vedere spiritual. Dumnezeu e atât de departe de tine. Îi pur și simplu... Parcă a dispărut Dumnezeu din peisajul vieții tale. Odată era aproape, acum este departe. Sau poate copită, este confruntă cu probleme în lumea aceasta și te macină, te doare pentru ei. Sunt departe de Dumnezeu, sunt departe de biserică. Copiii tăi s-au înstrăinat de tine și pentru un părinte probabil nu există durere mai mare în lumea aceasta și încercare mai mare decât să știi că cei care ar trebui să-ți fie acolo, lângă tine, să-ți fie apropiați, nici măcar nu te bagă în seamă. Și cei din exterior se uită la tine și spun, nu este mare lucru, dar pe tine te doare. Pentru ce să privești ca o mare bucurie când treci prin felurite încercări. Boli de tot felul, neputințe care sunt și se abat peste noi. Și Pavel spune că nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea voastră. Și are dreptate, dar cu toate acestea este greu. Și ce învățăm când trecem prin suferință este că este inevitabilă, doar că atunci când trecem prin suferință, Dumnezeu nu ne dă încercări egale cu puterea noastră, ci ne dă putere egală cu încercările noastre. Când trecem pe acolo, Dumnezeu nu ne dă încercări egale cu puterea noastră, ci El ne dă putere care să fie egală cu încercările din propria noastră viață. Și oamenii se raportează diferit când trec prin încercări. Sunt oameni care vin și spun, tu suferi și poate suferi greu și te apasă suferința, oricare ar fi, te apasă. Și vin oameni care îți spun, tot ce trebuie să faci este să fii puțin mai pozitiv. Așa m-am săturat de atât pozitivism în lumea aceasta. Nu-i bun nici negativismul, dar să fii... E bine, nu zic că nu trebuie să fim pozitiv, dar uneori o atitudine pozitivă doar nu te ajută. Parcă ai nevoie de ceva mai mult. Te duci la pastor și pastorul spune că mai trebuie doar să citești încă un psalm și totul va fi bine. Și citești psalmul, dar nu este la fel de bine. Și ești singur și ești în depresie și simți că nu mai poți merge mai departe și îl citești pe Petru și Petru spune că totuși te bucuri. Iar tu nu găsești bucurie în încercările acestea. Și atunci oamenii își caută scăpare și unii oameni în situațiile acestea ajung să îl judece pe Dumnezeu. Doamne, dar am crezut că ești bun. Așa mi s-a spus la biserică, așa am auzit, așa a zis Cristi, că Dumnezeu e prietenul nostru. Doamne, ce prieten ești tu că mă lași să trec pe aici prin această încercare? Ba mai mult și cântăm că Iisus al meu prieten scump din zorii dimineții. Cu tine o călătoresc până la sfârșitul vieții, care e adevărat, așa este, dar parcă pentru tine Dumnezeu nu este bun. Pur și simplu, pare a fi incorrect cu tine, cu propria ta viață, tot viitorul ți s-a distrus, a dispărut. Și unde-i Dumnezeu în momentele acestea? Și oamenii ajung să-L judece pe Dumnezeu, mai ales să-L judecă nu pe baza Bibliei, ci prin prisma ceea ce aud. Evanghelia prosperității, așa de ușor e să-L vindem pe Iisus în momentele astea și aș fi un predicator mult mai popular dacă aș vinde un Hristos care vindecă, aș vinde un Hristos care întotdeauna rezolvă, dacă aș veni și ți-aș vinde un Hristos care tot timpul este acolo lângă tine și îți rezolvă orice problemă, oricare ar fi ea, dar nu pot să fac asta pentru că Biblia nu-mi permite. Sau unii ajung, când trec prin suferință, prin încercare, ajung să invidiez pe alții, pentru că toți au poze mai faine decât tine. Și dacă au poze mai faine, înseamnă că au și viață mai faină. Și dacă au viață mai faină, au și căsnicie mai faină. Și dacă noi ne certăm, ei uită că nu se ceartă. Nu știi numai că în spatele pozelor e mult. De multe ori, numai Dumnezeu știe ce e acolo. Și atunci începi să trăiești într-o lume a ta, să ai fanteziile tale, să te gândești că, uite, toată lumea vă duce bine, numai noi nu.
și te refugiezi în asta. Am zis, sunt multe probleme în familie în perioada aceasta. Și atunci începi să te gândești, dacă m-aș fi căsătorit cu colega de bancă, poate era mai bine. Dacă aș avea și un bărbat ca și ăla, că ăla-i bărbat, poate ar fi mai bine. Dacă aș avea, nu știu, banii lor, dacă aș avea casa, dacă aș avea mașina, dacă aș avea, și încep să invidiezi și încep să trăiești tot timpul viața în asta care o trăiești, viața trăită prin comparație cu alții, dacă aș avea mușchii lui și aș arăta și eu mai bine, ce bine ar fi. Sau unii oameni ajung în autocompătimire. Pe mine nu mă înțelege nimeni, că nevoile mele, mie nu merge bine, tot timpul e vorba doar despre tine, despre ce simți tu, despre nevoile tale. Viața asta nu e despre niciunul dintre noi, oricine am fi. Sau alții mai rău, constată că în momente de încercare Dumnezeu nu livrează. Înțelegeți? În momente de încercare ai impresia că băi, Dumnezeu nu mai e în stare, s-o împotmolit Dumnezeu aici cu viața mea, aici, într-o chestie din asta Dumnezeu s-a împotmolit. Și nu, dacă nu poate, atunci îți găsești refugiul în alți dumnezei și îți creezi proprii tăi dumnezei care îți livrează pentru un timp. Și unii își găsesc refugiu în băutură, în droguri, în sex, în păcănele și ăștia sunt dumnezei care livrează până la un moment dat. Până la un moment dat. Dar îți găsești refugiu în toate astea, nu? Dacă ploaia s-ar opri. Stai cu paharul în mână și zici, măi, poate să fie mai bine. Dar Petru spune, soluția pentru încercări, și încercările sunt inevitabile, dar când vin încercările, voi totuși puteți să găsiți o bucurie, zice Petru, și aici e vestea bună. Voi, în toate astea voi vă bucurați. În ce? Unde e bucuria, practic, în versetul ăsta pe care îl spune, versetul 6? Dragilor, bucuria nu este, să nu mă înțelegeți greșit, să nu înțelegeți pe Petru greșit. Petru nu zice că în mijlocul încercărilor trebuie să ne uităm la încercarea care vine și dintr-o dată să exclamăm, să strigăm, să spunem, hei, ce bine că am pierdut totul, ce bine că mi-am pierdut sănătatea. Nu despre asta este vorba, ci Petru înainte a vorbit despre o speranță vie, despre o moștenire nestricăcioasă, despre un Hristos care a înviat dintre cei morți. A vorbit despre Duhul Sfânt care ne sfințește. A vorbit despre Tatăl care ne-a ales. A vorbit despre Fiul care, a cărui stropire prin sângele Lui ne curățește. A vorbit despre crucea lui Hristos. A vorbit despre învierea lui Hristos și spune Petru, în mijlocul încercărilor, această speranță vie, puterea lui Dumnezeu care vă păzește, crucea lui Iisus Hristos, învierea lui Hristos, Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl, rămân valabile. Amin. Toate acestea nu se schimbă, de aceea putem să găsim, nu neapărat zâmbete, dar putem să găsim putere din noi înșine. Să putem trece peste aceste încercări. Și câte mărturii n-am auzit în locul acesta despre, repet, e teoretic ceea ce vă spun acum, dar am auzit și am văzut multe mărturii al unor oameni care au trăit și au trecut prin încercări teribil de mari, care au pierdut totul. De câte ori n-am auzit-o pe Florica vorbind despre cum momentul acela din viața ei, când însărcinată fiind cu al treilea copil, soțul ei a murit în accident și totuși a avut puterea să treacă pe acolo și Dumnezeu a ridicat-o. Slavă Domnului pentru asta. De câte ori am auzit pe mulți dintre voi, în urmă cu un an stăteam împreună cu un bun prieten din locul acesta și ne rugam ca Dumnezeu să-l scape din ghearele cancerului. Au fost momente grele, dar în mijlocul cancerului ne întâlneam la rugăciune joia seara și exista speranță. Și de multe ori râdeam. Și de multe ori, așa, dar râdeam în sensul care ne bucuram, nu ne întâlneam să râdem, ne întâlneam să ne rugăm, dar în mijlocul durerii și a suferinței, mai, Ghiță, că despre el e vorba, avea puterea să ne mai spună ceva, să ne facă să zâmbim. Și ne întrebam, mai stai un pic că noi suferim, să nu uităm că suferim, hai să... De aceea, unii dintre voi suferiți în perioada aceasta. Unii veți suferi. Să știți, să știi că vei suferi. Nu, întrebarea nu e dacă, ci întrebarea e când. Anul 2020 nu o să fie bun pentru toți dintre noi. Nu știu pentru care nu va fi bun, dar unii nu o să ajungem la capăt. Unii nu vom fi sănătoși la finalul acestui an. Vor fi și în mormântări, vor fi și bucurii, dar vor fi și lacrimi. Vor fi și vizite la spitale.
Așa e viața aceasta, e împletită cu multă suferință. Dar de aceea trebuie să ai această speranță vie în viața ta când vine suferința. Speranța noastră este în Hristos, nu neapărat în vindecarea noastră. Nu este în vindecare, ci este în vindecător. Amin. Doi, a doua lecție care învățăm este că încercările sunt trecătoare. Încercările sunt trecătoare pentru că spune Petru în versetul acesta, în care voi vă bucurați nespus de mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp. Versetul ăsta nu l-am înțeles foarte bine, că întrebarea este, ce înseamnă puțin timp? Cum definești puțin timp? Pentru că puțin timp poate să fie foarte, foarte, o chestie foarte relativă, nu? Hai să vă dau un exemplu. Dacă vă spun că cineva și-a ținut răsuflarea pentru foarte, foarte mult timp, ce înseamnă foarte, foarte mult timp? 5 minute? Nu vă recomand 5 minute, dar dacă... Da, să fie 5 minute, 2-3 minute, pentru ea mai tare 5 minute. 5 minute, e mult sau puțin? E mult, a zis că e mult. Acum, dacă ești foarte, foarte îndrăgostită și te sună el și vorbește cu tine 5 minute și după 5 minute ți-o închizi telefonul în nas. Ce, dacă faci asta, vă recomand să nu vă căsătoriți. Dar ce o să zici? Am vorbit 2-3 minute, care s-a părut mult mai înainte, 2-3 minute în cazul ăsta e mult sau puțin? Foarte puțin, nu? Foarte puțin. Observați că există acest... E relativă treaba cu puțină vreme. Și de ce spun lucrul acesta? Fiindcă, Petru spune și pentru puțină vreme, ce înseamnă puțină vreme? Că au fost oameni care au trecut prin încercări și când am auzit despre asta ne-am rugat pentru ei și am zis, Doamne, oprește încercarea acum, te rog să o oprești, pentru că și o zi părea foarte mult. 2 săptămâni părea insuportabil. O lună, 6 luni de chimioterapie. Ce să mai vorbim de oameni care suferă atât de greu și trec zile și trec ani și ești acolo și Petru spune pentru puțină vreme ce-o fi fost în mintea lui când a zis pentru puțină vreme. Depinde cu ce compar puțină vreme. Încercarea altora pentru puțin timp poate părea un timp foarte lung, nu? O zi în spital poate fi un timp lung. Luni de zile prin tribunal pentru divorț e un timp mult. Ani de sărăcie este un timp foarte lung. Însă, Petru spune și pentru puțin timp. Și de ce? Pentru că el compară puțină vreme cu ceea ce a spus mai înainte. Și ce a spus Petru mai înainte? Că vă așteaptă o speranță vie, o moștenire nestricăcioasă, veșnică, neîntinată, care a fost pregătită pentru voi. Și puțin timp, în comparație cu 1 săptămână, 2 săptămâni, o viață poate părea mult, dar puțin timp în comparație cu veșnicia este un timp foarte, foarte scurt. Este foarte puțin, nu-i așa? Foarte puțin. Și Petru, care scrie această epistolă, el, când o scrie, el însuși era persecutat. Și știți când s-a oprit puținul timp al lui Petru? Știți când s-a oprit? Persecuția pentru el și când s-a oprit suferința și când s-a oprit necazul din viața lui Petru? La capătul vieții. La capătul vieții. Nu e ca și cum scrie pentru puțină vreme și dacă o să te rogi, o să se oprească. Puțină vreme și dacă vei face ABCD, Dumnezeu te va scoate. Uneori te va scoate de acolo, dar Petru moare ca și martir. A vrut să-l crucifice pe cruce ca și martir, ca și Hristos. Și Petru le-a cerut, ne spun părinții bisericii, că Petru a cerut să fie crucificat cu capul în jos, pentru că spunea el, nu sunt vrednic să mor ca și Hristos. El când a fost crucificat pe cruce, de pe cruce se uita în jos și vedea pământul. Pe mine crucificați-mă cu capul în jos, spune Petru, pentru că eu vreau să văd cerul. Dar istoricii ne povestesc încă o chestie interesantă, nu știu dacă e adevărat sau nu. Soția lui Petru a fost și ea martirizată. Nu se vorbește despre ea în Biblie, dar istoricii spun că și ea ar fi murit ca și martir și înainte să fie executată, cu o seară înainte, avea în ea o teamă foarte, foarte mare, foarte mare teamă. Și Petru s-ar fi dus la ea și ar fi zis doar cuvintele astea,
adu-ți aminte de Hristos. Adu-ți aminte de Hristos. Și apoi s-a dus și a fost ucisă. Pentru ei, încercarea s-a oprit la finalul vieții și cu toate acestea, încercările noastre, spune Biblia, că sunt pentru puțin timp în comparație cu veșnicia care ne așteaptă. De aceea să nu uităm când trecem prin aceste încercări. Și teoria e ușoară, dar practica e un pic mai grea. În colecție care învățăm este că încercările îți întăresc credința. Și aici ajungem în miezul a ceea ce spune Petru în acest text. De fapt, chiar mai este un verset. Cristi, pune-mi, te rog frumos, versetul din 5 cu 10, mi se pare. E un verset care vreau să vi-l citesc. Spune, repet această idee, spune, Dumnezeul oricărui har v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face să fiți neclintiți. Ce frumos vorbește Petru aici, nu? Și asta are legătură și cu ceea ce vreau să spun acum, care e scopul încercărilor, de fapt. Și acum, când trecem prin încercări, oamenii ori încearcă să dea răspunsuri ieftine, ori încearcă să filozofeze, ori de cele mai multe ori zicem, măi, nu putem să știm care este scopul încercărilor. Și într-un fel așa este. Nu poți să explici de ce ți se întâmplă ție, de ce e atât de greu, de ce Dumnezeu, necazul, te-a ales pe tine, de ce Dumnezeu a îngăduit în viața ta să se întâmple anumite lucruri. Nu poți să explici exact, dar cu toate acestea, Biblia nu ne lasă fără răspuns în fața încercărilor. De ce suferim? Și aici, în versetul 7, Petru ne oferă răspuns la întrebarea aceasta, care este scopul pentru care suferim. Și spune el, pentru ca încercarea, da? Sunteți întristați, zice, pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. De ce suferim? De ce trecem prin necazuri în această lume? Pentru că, spune Petru, încercarea credinței, o credință testată, o credință încercată este mai de preț decât aurul. O credință testată este mai prețioasă, este mai importantă decât aurul. Acum, dacă v-aș pune mâna să ridicați, câți dintre voi aveți credință, dar vă rog, nu ridicați mâna, dar probabil că majoritatea dintre noi am fi cu mâna pe sus și am zice, am credință, sunt un om credincios. Și asta ar fi un lucru bun. Acum, o veste proastă, știți care este? Că Biblia spune în Iacov că și dracii cred și se înfioară. Pe mine asta mă înfioară, pe mine versetul ăsta mă înfioară. Pentru că s-ar putea într-o zi Dumnezeu să se uite la credința mea și să spună, băi Cristi, credința ta e un fel de credință, dar e cam pe acolo cu credința, îi vezi pe ea. Cam pe acolo e credința ta. Și atunci Petru spune, o credință autentică este o credință testată. Și acum nu vă grăbiți, că într-un fel îl înțeleg pe Petru. Pentru că, ipotetic vorbind, la care dintre dumneavoastră vi-ar plăcea să vă suiți pe avion, să vă așezați confortabil în scaun, să fie avionul pe pista de decolare, să nu te mai poți da jos de pe avion, dar să îl auzi pe capitanul avionului spunându-ți următorul lucru. Bine ați venit la bordul acestei aeronave. Mă bucur să pot să zbor împreună cu dumneavoastră astăzi. Vreau să vă spun două lucruri importante. Unu, zborul acesta este și un zbor de test. Niciodată n-am mai încercat avionul acesta până acum. Este prima încercare pe care o facem. Și eu încă nu mi-am dat examenul de licență. Dar am o pasiune mare pentru a zbura cu avionul. Așa că astăzi sunt bucuros să îmi exercit pasiunea aici împreună cu voi. Câți dintre voi ați fi liniștiți? Să știți că zburați cu un pilot care n-a fost testat niciodată în viața lui și care mai și întreabă cu microfonul și uite microfonul deschis, ce-i cu butonul ăsta? Și cu un avion care n-a fost testat niciodată, cum în salia Max 737, care a propus-o și prăbușit două dintre ele, câți dintre voi ați fi liniștiți? Sau să fii în sala de operație și să vină doctorul tânăr
la tine, cu zâmbetul pe buza, cu bisturiul în mână, să-i tremure mâna, de să nu-i o poată opri nimeni, să întrebe: domnul doctor, ce aveți, de ce tremurați așa? E primul meu examen. Primul meu examen. Sau mai rău, cum a fost doctorul la italian aici la noi în țară, care a și făcut câteva operații, dar se pare că n-a fost testat niciodată, nicăieri, în nicio școală. Cât de în siguranță te-ai simțit cu astfel de oameni care n-au fost testați? Ei, vezi, zice Cristi, nu ne simțim în siguranță cu astfel de oameni. Atunci, de ce te-ai simți în siguranță cu o credință care n-a fost testată? Dar e musai să fie testată? Măi, Petru spune, dacă trebuie, cum să nu fie testată credința noastră? Ce fel de elevi sunt care nu sunt testați? Ce fel de creștini sunt cei care nu sunt testați niciodată de nimic și totul este bine și toate ne merg bine în această lume? Este nonsens, este imposibil. De aceea spune, o credință testată este mai de preț decât aurul. Mai de preț decât aurul. Pe Avram Dumnezeu l-a testat. Tatăl tuturor credincioșilor, cum ziceau cineva în Parlament mai demult, the mother and the father, a credinței. Scuze, Florica. Nu mai în Parlament astăzi, dar era... Cum? Era președinte sau ce era. Și the mother and the father, zice, la toată credința din lumea aceasta. Și Dumnezeu cu toate acestea putea să zică, bă, ăsta e tatăl tuturor credincioșilor, numele lui este Avram, îl lăsăm în pace, să îl trecem cu vederea. Dar vine ziua când Dumnezeu îl testează și cere Dumnezeu ce avea el mai scump, îl cere pe Isaac. De ce face Dumnezeu asta? Pentru că Avram avea nevoie de o credință testată. Credința lui Petru a fost testată. Când Petru spune aceste cuvinte, cred că în mintea lui mai răsunau cuvintele lui Iisus, care înainte cu câțiva ani, era o seară, stăteau împreună la o masă și la un moment dat Iisus se uită la Petru și spune: auzi Petru, Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru voi. Și după ce te vei întoarce la frații tăi, să poți să-i întărești. Cred că și-a adus aminte că Dumnezeu i-a dat un examen și nu prea l-a trecut Petru atunci. Iar Dumnezeu l-a tot testat până când Petru n-a mai rămas repetent. Și credința lui în cele din urmă a fost o credință testată. Și vine acest Petru încercat și spune: fraților, vreau să vă zic ceva. Voi suferiți diabet, cancer, decepții, despărțiri, divorțuri, copii răzvrătiți, lucruri rele care vi se întâmplă. Dar pentru Dumnezeu, zice Petru, e mai important o credință testată decât să te scoată din spital. Pentru Dumnezeu este mai important să ai o credință autentică decât să fii fără diabet. De-a lungul timpului m-am rugat pentru mulți oameni care erau bolnavi și mă rog și în dimineața aceasta pentru toți cei care sunteți aici și suferiți în trupurile voastre, Dumnezeu să vă vindece. Mă rog ca Dumnezeu să se atingă de trupurile voastre și mi-aș dori atât de mult pentru toți cei care suferiți în vreun fel sau altul, Dumnezeu să vă însănătoșească. Dar ce vreau să spun este următorul lucru: uneori Dumnezeu te va vindeca, alteori va alege să nu te vindece. Dar și când te vindecă și când nu te vindecă, ceea ce își dorește Dumnezeu de la tine este o credință autentică, testată. Și haideți să fim sinceri cu noi înșine. Ce ne apropie mai mult de Dumnezeu în lumea aceasta? Când ai fost ultima dată în concediu, în, ziceți voi, un loc cu apă turcoaz în care păsărele ciripesc dimineața și totul e perfect și nu știu, cum? La Năvodari, da? Vama veche, da? Mulțumesc, Cornel, m-am știut că mă pot baza pe tine. Apă turcoază la Năvodari, în Lighean, probabil. Dar, da, ești acolo,
serios, deci chiar am fost la Năvodari pentru toți prietenii din Năvodari. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pentru cei care ne urmăriți online. Și chiar am fost, e frumos la Năvodari. A fost nu de mult. Și, dar câți dintre voi ați fost pe plajă și totul e perfect și stai acolo cu 5.000 de euro în buzunar și vine și ți-aduce băutura cu umbreluța și în timp ce ții paiul ăla în gură și sorbi din băutura răcoritoare, ca să precizăm, simți că mă așa mă apropiu de Dumnezeu, așa îl simt pe Dumnezeu aproape. Câți dintre voi în mijlocul plajei v-ați ridicat în picioare și ați început să cântați O Doamne Mare când privesc eu lumea? Ce o să ziceți, măi Cristi, să nu mai mergem în concedii? Nu despre asta este vorba, dacă mai interpretează cineva vreodată asta așa. Nu asta am spus, doar că atunci când totul este bine, e bine că totul este bine, dar asta nu ne apropie neapărat atât de mult de Dumnezeu. Dar câți dintre voi n-ați fost în situația când Dumnezeu pur și simplu te-a prins la colț, te-a zdrobit, s-a întâmplat ceva, n-ai mai știut pe cine să suni, n-ai mai știut la cine să apelezi, ai fost la cei mai buni doctori și au dat din umeri, ai fost în lumea aceasta prin multe locuri și efectiv nu s-a întâmplat ceea ce te-ai fi așteptat să se întâmple. Dar în momentele acelea, în mijlocul suferinței și a durerii pe care ai simțit-o în viața ta, ai știut că Dumnezeu este prezent acolo și suferința te-a apropiat de Dumnezeu și te-a dus mai aproape de El. Și astăzi, dacă ești ceva, ești pentru că Dumnezeu te-a testat. Pentru că Dumnezeu s-a apropiat de tine. Și acolo, în mijlocul suferinței, a venit aproape de tine. Încercarea credinței este rea, dar efectul încercării asupra credinței noastre este unul bun, este unul pozitiv. Cele mai frumoase momente care le-am trăit anul trecut au fost momente în care stăteam împreună în rugăciune și ne rugam și ne puneam sufletul pe tavă înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aducă vindecare. A fost greu, dar a fost bine. A fost greu, dar a fost bine. Pentru Dumnezeu, credința ta autentică este mai importantă decât a te ține departe de spital sau de persecuție. Pentru că asta spune Petru, pe care voi, zice, îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Nu știu câți dintre voi primiți mesajul din dimineața aceasta. Nu există nimic despre Evanghelia prosperității în el. Nu există nimic ieftin, nu pot să vă dau decât ceea ce ne dă Biblia. Și adevărul că viața asta este grea pentru fiecare dintre noi, indiferent prin ce treci. Dar la final, se merită. Pentru că nu este vorba despre trupul tău, este vorba despre sufletul tău. Și uneori când Dumnezeu alege să nu-ți vindece trupul, îți vindecă sufletul și o face. În urmă cu câteva zile am citit mărturia unei mame. O mamă tânără din Cluj, în urmă cu câțiva ani a fost diagnosticată cu cancer. Avea doi copilași micuți. Chiar săptămâna aceasta ne-am rugat la grupul mic pentru o altă mamă de aici din Oradea, sub 30 de ani, la fel, aceeași situație, doi copii mici, medicii au trimis-o acasă să-și petreacă ultimele zile împreună cu familia. Te întreb oare de ce? Oare cum poți să treci prin asta? Și am citit aceste cuvinte și poate mesajul din dimineața aceasta n-a fost suficient de clar, poate ce a spus Petru n-am reușit să-ți transmit suficient de bine sau de clar. Ascultă această mărturie și nu vreau să fie o mărturie emoțională pentru că e final de predică, ci vreau să asculți această mărturie pentru că mărturia acestei persoane se potrivește atât de bine cu ceea ce spune Petru aici. Această mamă tânără, în urmă cu vreo 4 ani de zile, a pus în practică toată predica din dimineața asta de la A la Z. Și spunea în felul următor. În ziua în care a fost diagnosticată cu cancer, azi am decis să privesc cancerul meu ca pe un dar. De când mi s-au născut copiii, dorința mea cea mai mare pentru ei a fost ca ei să ajungă să-L cunoască pe Iisus Hristos
ca Mântuitor și Domn al vieții lor. Dorința mea a fost ca ei să crească în biserică, să aleagă să rămână parte a trupului lui Hristos și la maturitate. Din acest motiv, hotărăsc să privesc cancerul meu ca pe un dar, prin care Dumnezeu va putea lucra la viața copiilor mei. Dacă mă voi vindeca de cancer, atunci la final voi fi primit darul perspectivei. Voi fi mai încredințată de menirea mea pe acest pământ, ca și copil al lui Dumnezeu. Și voi putea transmite copiilor mei această menire într-un mod mai real și mai profund, datorită experienței acestei boli. Dacă nu voi supraviețui, voi putea să las în urmă moștenirea credinței. Vreau ca ei să știe că nu mi-a fost frică în fața morții, pentru că am găsit pace în brațele Tatălui meu ceresc. Indiferent de rezultat, experiența aceasta este un dar pentru mine. Știu că vor veni momente când, datorită durerii și epuizării, nu voi vedea lucrurile bune pe care le-a adus această boală în viața mea. De aceea i-am rugat pe cei din familie să-mi amintească de aceste lucruri când va fi nevoie. Prin harul lui Dumnezeu, această mamă tânără trăiește și astăzi. Slavă Domnului pentru asta. Dar a ales la începutul bolii să nu-și risipească cancerul, ci să-l folosească spre slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea copiilor ei. Este mai de preț decât mult aur. Mult aur curat. Și tocmai de asta, Petru încheie spunându-ne că încercările vor fi răsplătite, pentru că spune așa de clar aici, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. Pentru cine este lauda, slava și cinstea în textul acesta? Pentru Hristos? Am o părere diferită. Eu cred că lauda, slava și cinstea din versetul acesta este pentru cel care va trece cu bine prin încercare. De ce spun asta? Pentru că încercarea este legată de arătarea lui Hristos, de momentul în care vei ajunge în fața lui Hristos. Hristos se va uita la tine și îți va spune: bine, rob bun și credincios. În acel moment vei fi lăudat, vei fi cinstit, pentru că ai trecut cu bine prin focul încercării. Pentru că nu te-a doborât cancerul, pentru că nu te-a doborât boala, pentru că nu te-a doborât divorțul, pentru că nu te-a doborât criza financiară, pentru că nu te-a doborât depresia, pentru că nu te-a doborât atâtea lucruri, moartea nu te-a doborât, pierderea celui drag nu te-a doborât, pierderea copilului nu te-a doborât. Și în ziua aceea Hristos se va uita la tine și va spune: bine, rob bun și credincios, bine. Și credința ta va fi răsplătită. Pentru că la final, când se trage linie, veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Într-o zi vom pleca din lumea aceasta și Petru spune că viața e scurtă și Iacov spune că nu sunteți decât un abur care se înalță puțin și apoi piere. Piere. Dar când vei pieri, dacă ți-ai pus încrederea în Hristos, sufletul tău va fi mântuit și vei trăi veșnic și vei avea parte de acea speranță vie, de acea moștenire nestricăcioasă. Și până atunci, Biserică Speranța, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pe oriunde treceți. Pentru că El, Hristos, om al durerii, spune Isaia, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Hristos s-a coborât în mijlocul suferinței și a umblat prin suferință și a trecut prin suferință. Noi nu L-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit,
lovit de Dumnezeu și smerit. Hristos nu s-a dat înapoi din focul încercării, ci El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Dumnezeu l-a zdrobit pentru ca prin rănile Lui noi să fim astăzi tămăduiți. Slavă Domnului pentru asta! Om al durerii, Hristos, a trecut prin suferință și a suferit bine pentru ca noi astăzi să suferim bine. Indiferent care este durerea și suferința din viața ta, așa cum stăm, haideți să închidem ochii. Pentru că spune Petru atât de frumos, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. O credință autentică este mai de preț decât mult aur curat din lumea aceasta. O credință reală, o credință testată este o credință prețioasă înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dacă astăzi ești aici și n-ai o credință autentică, n-ai o credință reală, aș vrea să te chem la Hristos. Poate vece Cristi, dar sunt în suferință. Acum este momentul să vii înaintea lui să spui: Doamne, doar de Tine mă mai pot agăța în lumea aceasta. Ești singura mea speranță. Ești singura mea nădejde. Ești tot ceea ce mi-a mai rămas. Doamne, aș vrea așa de mult, nu știu ce vei face cu trupul meu, nu știu ce vei face cu situația mea, nu știu ce vei face, Doamne, cu încercările din viața mea, dar, Doamne, știu ce vei face cu sufletul meu. Hristos a venit să-ți mântuiască sufletul. Și dacă ești aici și suferi în trupul tău, Dumnezeu să aducă vindecare peste tine astăzi. Dar chiar dacă nu va face, mă rog ca Dumnezeu să se apropie de tine. Mă rog ca Dumnezeu să te treacă cu bine prin încercări, să te treacă cu bine prin momente grele, să te treacă cu bine prin lumea aceasta. Astfel ca într-o zi, El să se poată uita în ochii tăi să spună: bine, rob bun și credincios. Dacă ești aici și nu ești mântuit, te chem la mântuire în dimineața aceasta, te chem la Hristos, acolo unde ești. Vreau să mă pot ruga pentru tine, acolo unde ești, poți să ridici o mână, să spui: Cristi, roagă-te și pentru mine. Este cineva în dimineața aceasta aici? Dacă da, ridică o mână sus și spune în felul acesta: roagă-te și pentru mine, și eu am nevoie de Hristos. Am nevoie de o credință autentică, am nevoie de o credință adevărată, am nevoie de Cel care este speranța vie, am nevoie de Dumnezeu în propria mea viață. Este cineva? Dacă da, acolo unde ești, Dumnezeu să te binecuvinteze, dacă sunt și alții. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sunt și alții. Sunt și alții. Hristos te cheamă. De cine poți să-ți legi sufletul? De cine poți, pe ce poți să stai în lumea aceasta? Toată lumea este un nisip mișcător. Hristos este stânca vieții. Întreb pentru ultima dată, dacă mai este cineva. Hristos te cheamă și pe tine, Dumnezeu te așteaptă, poate de mulți ani te așteaptă să te întorci la El, să-i spui: da, Doamne, vreau și eu. Mai este cineva? Doamne, mă rog în momentele acestea și îți mulțumesc că nu ne-ai lăsat singuri, îți mulțumesc că în mijlocul încercărilor ai ales să umbli împreună cu noi, îți mulțumesc că nu suntem singuri în suferință, îți mulțumesc că Tu, om al durerii, ai fost obișnuit cu suferința și ai trecut prin lumea aceasta plină de suferință și ai trecut prin durere și ai trecut prin pe la cruce și ai trecut prin moarte, dar îți mulțumesc, Doamne, că ai ieșit biruitor din toate acestea. Slavă Ție, Doamne! Slavă numelui Tău! Îți mulțumesc, Doamne, că astăzi nu ești un preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci dimpotrivă îți mulțumesc că îți pasă. Îți mulțumesc, Doamne, că deși nu-ți găsești plăcerea în încercările noastre, totuși Tu le folosești pentru sufletul nostru, le folosești spre mântuirea noastră, le folosești spre întărirea credinței noastre. Slavă Ție pentru aceasta. Doamne, mă rog ca toți cei care sunt aici, niciunul să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică. De aceea, oricât de grea ar fi încercarea, oricât de grea ar fi viața aceasta, oricât de imposibile ar fi situațiile cu care ne confruntăm, Doamne, te rog să ne dai putere și în mijlocul suferinței, fă ca puterea lui Dumnezeu să ne păzească pe fiecare dintre noi, pentru ca niciunul să nu se piardă. Doamne, dacă sunt aici oameni nemântuiți, și unii au arătat că își doresc să fie mântuiți, Doamne, te rog în momentele acestea, ia-i în brațul Tău. Te rog așa de mult, Doamne, fă să fie dimineața aceasta o dimineață a mântuirii aici la Biserica Speranța. Pentru cei care sunt aici, Doamne, și se confruntă cu încercări, Doamne, mă rog să oprești încercarea. Pentru cei care au nevoie de vindecare, te rog să le-o dăruiești astăzi.
Te rog din toată inima, Dumnezeu meu. Știu că ai puterea, știu că poți să faci asta, de aceea te rog să faci lucrul acesta. Pentru cei care sunt aici, Doamne, și au probleme și sufletul lor este atât de zbuciumat și de frământat, Doamne, te rog din toată inima, adu pace, adu liniște. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Este munte prea înalt ca să nu niște. Nu e problemă prea grea să n-o rezolve. Nu e furtună prea rea să n-o liniștească. Nu e durere prea grea să n-o prea grea să nu rezolve. Nu e furtună prea grea să nu liniștească. Nu e durere prea grea să nu aline. E purtată pe umerii săi povara Hristos, Cel care a promis, a promis atunci când s-a înălțat la cer, că nu ne va lăsa singuri, ci va trimite Duhul Său Cel Sfânt, care va locui în noi și va fi cu noi în fiecare zi. El este izbăvirea noastră, Dumnezeul atotputernic. Cântă asta, proclamă prezența Domnului în locul acesta. Ești aici, cerul ai deschis. Eu mă închin, eu mă închin. Ești aici, să faci tot ce ai promis. Eu mă închin, eu mă închin. Ești aici. Ești aici, prezent prin Duhul Sfânt. Eu mă închin, eu mă închin. Ești aici, să țin puterea ta.
eu mă închin, eu mă închin. Tu ești izbăvitor, atotputernic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești izbăvitor, atotputernic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Cântăm, ești aici, ești aici, vrei să ne atingi. Eu mă închin, eu mă închin, ești aici, vin de suflete. Eu mă I'm
Domnul împărățește. Să se înveselească pământul. Să se înveselească pământul. Să se bucure insulele cele multe. Să se bucure speranța în seara asta. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia tronului său. Înaintea lui merge focul, arzându-i vrăjmașii din preajmă. Fulgerele sale luminează lumea, pământul vede și se cutremură. Munții se topesc precum ceara înaintea Domnului, înaintea stăpânului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Știi de ce? Pentru că El este Dumnezeu. Chiar și atunci când nu văd, El este Dumnezeu. Chiar și atunci când inima mea nu vrea să simtă, El rămâne Dumnezeu. Chiar și atunci când diavolul caută să mă smulgă din mâna lui, El rămâne Dumnezeu și mă păstrează aproape de sine. Proclam adevărul ăsta, spune. Inspirat din câteva capitole din Isaia și refrenul din 41, Isaia 41, versetul 10. Dacă treci prin ape sau prin foc, eu te izbăvesc cu dreapta mea. Te-am purtat și vreau să te mai port. Nici de cum eu nu te voi lăsa. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te îngrijora, sunt Dumnezeul tău. Te-ntăresc și sprijinai în mine. Eu îți vin în ajutorul tău mereu. Mare preț ai tu în ochii mei. Dau popoare pentru ta. Te-am plătit cu sânge-n Golgota. Mi-am dat viața pentru a te salva. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te îngrijora, sunt Dumnezeul tău. Te-ntăresc și sprijinai în mine. Eu îți vin ajutorul tău mereu. Nu te teme, îți dau pacea mea. Prin puterea Duhului cel Sfânt, hai pășește, nu te mai uita.
la cuptor, la valuri și la vânt. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te îngrijora, sunt Dumnezeul tău. Te-ntăresc și sprijinai în mine. Eu îți vin în ajutorul tău mereu. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te îngrijora, sunt Dumnezeul tău. Te-ntăresc și sprijinai în mine. Eu îți vin în ajutorul tău mereu. Te-ntăresc și sprijinai în mine. Eu îți vin în ajutorul tău mereu. Și El o face totdeauna cu credincioșie. Mai este loc în cer și pentru tine. Mai este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc.